Cetățenii din Gorj spun că îi respectă pe cei care au ieșit în stradă zilele acestea să protesteze. Oamenii susțin că protestele sunt justificate și că protestatarii și nu numai au ajuns la limita răbdării. Deși văd cu ochi bun protestele din stradă, oamenii sunt dezamăgiți și spun că, din păcate, nu cred că se va schimba ceva în urma acestor manifestări. Săptămâna aceasta a fost una sub semnul protestelor. În fiecare zi, în zeci de localități din România, sute de oameni au ieșit în stradă și au protestat împotriva restricțiilor impuse în pandemie. Cetățenii sunt dezamăgiți de actuala guvernare și spun că nu cred că se va schimba ceva în urma acestor proteste. Protestele sunt bune, numai că nu vor găsi o soluție. Ziceți că nu vor produce niciun efect? Nu. Situația e dezastroasă. Greu să o repunem pe făgaș. Să sperăm să-i trezească la realitate și pe guvernanții ăștia, bestiile astea. Fiecare cântărește cum vrea. Au dreptul să protesteze. Nu știu cine ascultă. Asta e întrebarea. Dacă îi ascultă sau nu îi ascultă cineva. Eu zic că sunt foarte bune și ar trebui să se gândească actualii aleși ai noștri care ne reprezintă. Adică sunt foarte bune, nu numai pentru ei. Salariile lor sunt foarte mari. Eu zic că sunt bune. Și actualul guvern pentru populația nu face nimic. Restricții și restricții. Și înghețări de tot, pensii, nu respectă legile numai pentru ei. Eu zic, sunt foarte bune și actualul guvern e unul din, cred că cel mai prost guvern de după decembrie 89. În acest weekend în capitală se anunță un protest cu peste 100.000 de oameni. Românii din mai multe județe ale țării s-au mobilizat pe rețelele de socializare și spun că vor merge să protesteze la București.